camera rock and roll. Un actor grăbi a plecat și s-a întors ciulic și s-a lăsat o ultimă țigară sus pe etajeră. Ăștia sunt de-astea făcute de artiști, bă, în pula mea, n-am nici măcar un puștoc. Un actor grăbit, am dat cu de grăbit ce-am fost. Am fumat toate pistacile. Un actor fucat în costă și rase în cap. Hai să ne bem nesurile fără pistacile. Ne-am luat și trei nesuri. Un actor belit, rebelit, deci Michael Jackson trăiește, eu sunt încarnarea lui Michael Jackson, sunt reîncarnarea lui Elvis Pelvis și lui Priscila Pelvis, care a fost soția lui Michael Jackson, deci mă făteam de un singur. Ziceam la mine, fuck myself. Cum mă uitam în oglindă, fuck yourself. Și eu, fuck myself. Stăteam și îmi imaginam că mă fut. Și ce era Elvis Pelvis? Zicea că dădea de-n pulă la gagici. Când era el în timpurile lui bune. Că săracul a murit pe căcat, pe vecio, când se spremea. Că s-a îngrășat, era supraponderal, parcă poate nimănă. În Elvis Pelvis. A făcut și armata, așa cum se supune voastră în armata. El deja era lansat. Și în tinerețe el a fost camionagiu. Deci era destul solid. Că pe vremea aia nu prea erau la volane, la camionagii, spre exemplu, Raha Tordalele. Ca să-i ajute hidraulici, știi? Și avea niște volane de alea mari. Trebuia să fie mușchiuloși ăștia. După bascule, după aia. Nu credeam că am, bă. Sunt credincios în Dumnezeu. Deci, bună dimineața, soare! Bună dimineața, tovarășii Nicolae Ceaușescu, tovarășul secretar general al APCR-E. Ceaușescu, bună dimineața. Pot, iar iese la ferestre. Bună dimineața, soare! Stăleți de bună dimineața. Nu, cred că mă urăște tovarășii Ceaușescu, ăla e bă niște. Și Zoe era tare și eu. Bună dimineața și sperea fizician super șmecher. A ajuns el cercetător la Măgurele, nu că era așa cum ăsta șmecher, că nu-l ținea aia la Măgurele, cum am înțeles nu știu ce. Vrăjeală făcea de-a, cât de Ceaușescu era. De, mai ales după Revoluție, încă l-a păstrat. Dar a reușit Băsescu, domnul a spus pe ăla la pensie, pe o pensie mică. A zis, dă-te, pula mea, te cheamă Ceaușescu. Bă, prieten, un sfert de secol, bă. Nici după 20 de ani de Bruckner, nu, că Bruckner era profeție, era mama lui Omidu, dar era jidan ăsta, era jihad, nu era jidan, cum sunt eu sunt jidan, am o bucățică de jidan, mă cheamă și Dan, Dan Jidan, așa, ba nu mă cheamă Dan Jidan, mă cheamă Cancanis familiaris, ca să nu mă primească nici, nici evrei, nici arabi, dacă mă duc acolo în Orient. Să mă arăt de jos cu bombe. Băi, ia să mă duc până la fata aia frumos, salut, și să mă duc și eu să văd cât costă bomboanele, să-mi pregătesc, să-i cumpăr la față bomboane. Dar o să fac, mă spar. Le întreb pe fetele frumoase, așa sunt, astea sunt tănânci de alea altă. Vrenite. Bă, fetii, bomboane sub formă de inimă cu I love you, aveți? Cum am dus eu la fosta mea soție și trebuie să aibă, caut.
Era sub formă de inimă, scria I love you și era violetă. Cred că Adriana se sperie de violet. S-a speriat, dar ea scârbă la față. Se ținea să răpunca. Caca! Da, caca! Era frică să mănânce vreo bomboană cu mine, că trebuia să disfacem și noi pachetul. Împăcările, știi? Că ciocolata excitantă. Chiar sexual. Poate ne futeam. Păi făceam un copil. Făceam grădinița de copii. Eu mă făceam pe Mister Univers. De fapt, eu sunt multivers, că am scris poezii și multivers, dar acum sunt Mister Univers, Arnold Schmeitzeniger, Weigeniger, și ea era ca Claudia ca cardinală. Și mâncam bomboane, sau poate credea că sunt de-alea cu bici. Și o dă pe drojdie și după aia ne futeam și mai tare. Și după aia făceam ca la păcănele, așa de oști. Și ne apăra 7-7, atât, sau 6-6. Deci, că avem doar doi ochi, trebuia să ni se deschide și portalul ăsta, al treilea ochi, ca să avem 777, ca la păcănele, ce pula mea, ne trăgea de urechi, ne făcea ochii așa ca la păcănele.